Dimineață în care mă întâlnesc cu femeia asta pe care am descoperit-o nu de mult, dar am senzația că ne cunoaștem de viață. Ziceam că fiecare dimineață e altfel. Bună dimineața! Bună dimineața! Ea e Niculina Gheorghiță, psihoterapeut, specialist în tot felul de lucruri care țin mai degrabă de suflet și de minte, și o să vorbim despre minte astăzi. Îți mulțumesc tare mult că ești aici cu mine. Aș vrea să pornim de la coperta tuturor publicațiilor din Marea Britanie. E despre diagnosticul șocant al regelui Charles al III-lea, care, știi, a fost făcut public faptul că are un cancer. 75 de ani. Acum, toate mesajele au venit unele peste altele și nu vreau neapărat să vorbim despre boala asta, pentru că se spune des că e boala secolului, dar ea nu vine deodată și brusc, ci probabil că ea e... Cum e, de fapt, o boală? E o boală hrănită din timp. E boala oamenilor nemulțumiți în general. Care fac lucruri ca să fie, ca așa de bine, ca așa zice lumea, dar el... Vrei să spui că cei mai mulți oameni care nu sunt bine cu ei, în mai devreme sau mai târziu... Ajung la un astfel de diagnostic. Ajung la un diagnostic de genul ăsta? Mm-hmm. Vai de mine! Sau boală autoimună, sau ceva pe care te autodistrugi cumva. Pleacă din minte. Totul pleacă de acolo. Corpul e doar un radiograf al minții. Te rog, ajută-mă să înțeleg. Ce e, de fapt, și cum poți, care sunt soluțiile să-ți ajuți mintea? Da. Am uitat să vă spun, suntem și live pe Facebook. Vă rog să deschideți camerele. Știu că o ascultați cu drag, dar puteți o și vedeți. Te rog. Da. Ce pot spune? Că mintea e creația creierului nostru. Ea este... Noi o formăm de-a lungul timpului, după primii 7 ani în care s-o cartografia creierul. Da? Și această minte, noi o conținem în corpul fizic. Deci dacă mie îmi trece un gând prin minte negativ, corpul imediat simte, adică simt o scădere de energie, ceva se întâmplă. De aceea corpul este radiograful minții. Eu tot ceea ce țin în minte, observ în corp. Totul e să mă observ. Stai puțin, ai spus așa, eu mă gândeam și e clar că e greșit ce gândeam eu, că mintea este doar despre creier. Nu. Mintea este despre tot. Mintea este un tot. Tot ceea ce suntem noi, ceea ce experimentăm, se înregistrează în minte, ceea ce vrem să facem prin minte trece, chiar dacă creierul este instrumentul care generează mintea. Deci creierul e instrumentul care generează mintea, dar corpul... Este radiograful, minții, adică conținătorul. Exact. Vai de mine. Bun. E de bine, pentru că în momentul în care îți observi în corpul fizic, eu de ce spun că e de bine? Pentru că începi să te observi. Am atitudinea asta. Vreau ce să duce? O schimb. Cum? Pa, simplu, sunt atâtea metode. Care sunt acelea? Doamnelor și domnilor, luați-vă pixul și creier. Da, dragilor, hârtia. Eu predau de vreo 15 ani niște metode de a sta în prezent și de a lucra cu mintea noastră. Și acum o săptămână am găsit o carte pe care am oferit-o. Asta în atelierul de cum să se numească? De magie. De magie. Și este un vorba despre un doctor care a ajuns neurochirurg datorită acestor practici de a-și liniște mintea, pentru că vine dintr-un mediu total defavorabil și a ajuns să facă tot ceea ce și-a propus. În 1968 cineva l-a învățat tehnici dintre astea, cum fac și eu acum mai științifici, să spunem, atunci erau mai grosieri. Și omul ăsta a ajuns și a făcut tot ceea ce și-a propus prin îmblinzirea minții și a ieșit din acele gânduri și acele programe care spun că nu poți, că n-ai nicio șansă, că așa mai departe. Deci, acest doctor, Doty, extraordinar, care inclusiv în sălile lui de operație lucrează sau face niște operații extrem de complicate, doar stând foarte mult în prezent, fără să fie în mintea lui plecată în altă parte. Păi mintea aia care pleacă în trecut, în viitor, nu creierul, creierul e aici, în corp. Mintea e cea care pleacă. Oprește-o. E ca un câmp de energie, sigur. Inspir, expir, număr până la 4, v-am mai spus de această respirație. Ce l-a învățat Ruth pe doctor Doty este să vă relaxați corpul, să fiți atent la respirația voastră, să vă uitați într-un punct fix. Tu mi-ai spus aia că cineva care era anxios și a scris pe mână, da, respiră, da, just breathe, tu mi-ai spus. Da.
Deci nu știm să respirăm sau nu știm să respirăm când suntem stresați. Exact, în emoții sau în gânduri dintre astea ruminativi, care continuu, uiți de această tehnică care e cea mai simplă. Respirăm profund, ținem, expirăm, ținem. Cât? 4 timp. Numeri în 4 timp. Uh-huh. Pentru că în momentul în care numeri, tu ai ieșit din emoții și ai ajuns în cortex, în prefrontal și începi să gândești, stai, sunt afară, sunt ok, nu dă nimeni peste mine. Deci, când ești în spaimă, în teamă, în intri în panici, în când emoții, te gândești la tot felul de lucruri care s-au întâmplat, uh-huh, s-ar putea întâmpla, uh-huh, uite cum e grija britanicilor, uh-huh, da? Stai puțin cu tine, numără, da? Deci numără, respiră, numără, respiră, asta a spus Niculina. Da. Foarte bun exercițiu. Bun, alte soluții, ce mai faci să lucrezi cu mintea ta? Alte soluții este tot timpul trebuie să fii conștient de tine. Ce gând îmi trece acum prin cap? Ce gând alimentez eu cu energie? Pentru că fiecare gând pe care le emitem, el poate să ia formă sau nu, dacă noi îi dăm suficientă energie. Dacă îmi trece un gând fugitiv prin cap și nu mă mai gândesc la el, ăla nu va deveni realitate. Tot vorbim de crearea realității. Exact cum spune și doctor Doty, realitatea ți-o creezi prin gândurile tale, dacă nu ți-o creează alții prin gândurile lor. Asta cu gândurile lor poți să oprești în vreun fel? Da, dacă devii tu conștient de gândurile tale. Adică povestea americanească cu Think Positive are o bază. Sigur că are o bază. Bun, și când vine grija, când vine teama... Când vine grija, asta e primul, respirația, că e cea mai la îndemână. Apoi să reușim să ne relaxăm corpul pe cât se poate, dar e un pic mai greu. Dacă nu punem ochii într-un punct fix și orice gând care vine lăsăm să treacă, adică nu-i mai dau energie, asta spun cei din neuroștiință, mă uit într-un punct fix, aleg un punct și orice gând care vine eu las să treacă. Nu-i mai dau energie și atunci ăla nu se mai întoarce la mine. Deci obsesiile sunt, pot deveni realitate. Sigur. Tot timpul devine realitate. E o vorbă la român, de ce ți-e frică de aia nu scapi. Ce înseamnă când ți-e frică de ceva? Tu ții în lobul frontal doar frica aia. Câmpul cuantic zice, ok, vrea să-i se întâmple asta, pentru că în univers sau la Dumnezeu nu există bine sau rău, asta e doar percepțiile noastre umane. Acolo e doar iubire. Mamă, ce bună e asta! Deci nu există bine sau rău. Nu. Există doar iubire și depinde ce-ți dorești. Iar faptul că ne speriem, uite cum m-am speriat eu după ce am văzut și cum s-a speriat toată Marea Britanie, după ce am văzut coperta și anunțul Casei Regale, evident că nu trebuie să hrănești toate astea. Da, toată lumea începe să întreabă și am simptomul exact, ăla și da, wow, dacă exact, pățesc, dacă aia, dacă... Dar tu ce faci? Ce face acolo? Niculina Gheorghiță când are ceva, când ceva nu-i bine? Ce face? Pun ochii într-un punct fix și orice gând care vine, lasă-l treacă, nu-l mai alimentez. Evident că trec și eu prin tot felul de situații. Că ești lucrez om. Cu mine, sunt om. Da. Doar că stau mult, foarte mult în observator. Asta înseamnă multă practică în spate. Observator înseamnă să privesc, dar fără să intru în emoții. Asta nu înseamnă că n-am emoții. Doar că în momentele cheie sunt cumva în afara lor. Și când visezi sau când te gândești la ceva bun, la ceva ce-ți place, la ceva ce e drag da. Sufletului tău, rămâi acolo? Nu. Cum faci? Dar cum? Nici cu bine nu rău, nici cu rău nu. Explică. Păi nu rău și nici bine. Doar că dacă eu mă duc într-un loc în care mi-a plăcut, eu sunt tot în trecut. Mintea mea se duce acolo. Corect. Eu de ce să nu văd acum pe fereastră cum trece ceva și să mă minunez de cum arată norul ăla? De ce să mă duc la ceva ce a fost acolo? Deci, de fapt și de drept, tu vrei să-mi spui mie și tuturor ascultătorilor da. Noștri că singura noastră preocupare corectă este acum, aici. Și aici, în prezent. Și de câte ori suntem în altă parte, în alte spații, în alte locuri? Mă duc înapoi. Ne ducem la mână, azi. Mă trag de deget, bă, sunt aici, stop. Adică tu cu tine faci mereu acest exercițiu de a fi în prezent, aici și acum. Foarte interesant. De fapt, asta este lecția de astăzi, da? Asta e cheia, de ce e atât de greu? Pentru că n-am fost învățați, n-am fost educați să facem asta. N-am fost instruiți, dar niciodată nu pierdem această șansă. Exact cum spune și doctor Dodd și doctor Amen și doctor Siegel. Toată viața creierul nostru poate să configureze noi rețele neuronale. Doar că când suntem adulți e nevoie să dăm mai multă atenție și mai multă energie decât când eram mici. Bun, deci am evoluat și această formă de evoluție aici se vede cel mai bine. Da. Nu la faptul că suntem mai slabi, mai blonzi sau mai știu eu ce. De fapt, starea de prezent. Cât ești din prezent?
Spune-mi, te rog, ce, în afară de cartea asta, care nu e a ta, ce, la ce mai lucrezi, ce mai faci? Păi lucrez la momente de astea din viața mea, de integrat, de exemplu. Sunt acum într-un moment în care lucrez la o perioadă din copilăria mea pe care o înghețasem cumva și uitasem de ea și pur și simplu lucrez. Te întreb pentru că tu ești o adevărată inspirație, scrii cărți cu o viteză fabuloasă, nu o să uit că eu de Crăciun tuturor prietenilor mei le-am dat cartea despre relații pe care ai lansat-o în decembrie, da. Dar te întreb pentru că, sigur... Lucrez mult cu partea interioară pentru a integra cât mai mult din partea necunoscută. Se oprește vreodată lucrul psihologului, psihoterapeutului cu el? Nu, cred că la noi e mai greu decât la restul. De ce? Pentru că le observăm mult mai repede și nu prea poți să stai așa, hai lasă. Știm că dacă nu o fac azi, va veni peste două luni mult mai profundă și atunci ne mișcăm repede. Pentru că vin reclamele în 2-3 minute, aș vrea să le facem oamenilor un cadou așa de 7 februarie, să le spunem încă o dată cele mai importante lucruri pe care le-ai spus astăzi. 1. Totul e în mintea noastră. Totul e în mintea noastră. Chiar și bolile. Și bolile și atitudinile pe care le avem, atitudinile cristalizate, dau un mod de gândire care duc la o boală. Ca să-ți fie bine, trebuie să te concentrezi pe aici și acum. Aici și acum, respiri conștient, îți relaxezi corpul, nu dai energie sau lași gândurile să treacă, găsești o metodă cum să lași gândurile alea care te afectează, care nu-ți plac să treacă. Iar când ești într-un echilibru, te întorci și întrebi. Te întrebi tu pe tine. Or, de ce mi-a venit chestia aia? E a mea? E din societate? E de la o reclamă pe care am văzut-o? Sau de la o informație? De la o copertă de ziar. Da. Deci nu hrăni gândurile cu energie. Orice energie pe care o pui în gând poate deveni... Poate să devină realitate, da. E trist ce spui. Pentru că 80% din ce gândim, tu mi-ai spus și am ajuns să te citesc ca pe clasici în viață. Din ce gândim și trece doar așa prin creier, nu se va întâmpla niciodată. Asta e ca noi să știm că alea sunt, toți gândim așa, pentru că venim dintr-o istorie în care eram tot timpul cu grijă să ne apărăm de X, de Y, atunci reptilianul nostru, orice chestie care trece diferit, intră într-o stare de stres și apare un gând de asta dacă pățesc ceva. Însă 80% dintre ele nu se întâmplă. Dar dacă dați energie și mereu vă vin aceleași gânduri, o să întâmple. Aș vrea să știți că ceea ce ați auzit la radio e doar un început. Partea a doua va fi în Magic Live. Voi continua discuția asta cu fabuloasa Niculina Gheorghiță. Cer iertare, trebuie să mă opresc deja, sunt 17 minute. Mulțumesc! Niculina Mulțumesc. Gheorghiță, o găsiți pe site-ul ei și pe Holisterapia. Îi găsiți și cărțile și vă aștept cu drag pe Magic Live, pe canalul meu de YouTube, la o discuție despre viață, minte, uitare, prezent, astăzi și mai presus de toate, sănătate. Mulțumesc mult! Smart Discount în magazinele Flanco și pe flanco.ro. Doar miercuri 7 februarie.